La Palatul Cotroceni a avut loc ceremonia depunerii jurământului de învestitură în funcția de ministru al Muncii, Familiei și Protecției Sociale de către Sulfina Barbu. Noul ministru a declarat că prioritatea pentru Ministerul Muncii rămâne modernizarea sistemului de asistență socială, adică aprobarea legii cadru asistenței sociale în Parlament în cel mai scurt timp și pregătirea setului de acte normative, unele noi și altele modificate. Acest lucru înseamnă un efort foarte mare al Ministerului împreună cu Parlamentul, iar coaliția de guvernare are angajamentul deja asumat de a trece aceste acte normative până la 31 decembrie 2011. Pentru perioada următoare, eforturile noastre se vor concentra pe respectarea angajamentelor cu FMI și Banca Mondială. Sulfina Barbu a adăugat că Ministerul Muncii va intra într-o campanie de informare a cetățenilor. Ceea ce ne dorim este următorul lucru, ca fiecare cetățean să fie convins că banii de asistență socială merg către persoane vulnerabile care au nevoie de sprijin, a declarat Sulfina Barbu. Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru propășirea spirituală și materială a poporului român, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Președintele Traian Băsescu a semnat vineri decretul pentru numirea Sulfinei Barbu în funcția de ministru al muncii. Aceasta îl înlocuiește la conducerea ministerului pe Sebastian Lăsăroiu.